A adus cu el câteva romane interesante. În anul 2000 chiar a primit un premiu, un premiu al distincțiilor de carte din Italia. Romanul nu reprezintă o noutate. Prima variantă a acestuia era de acum 20 de ani, iar tovărășia personajelor sunt de o autenticitate dispusă pe o scară ascendentă într-o combinație epică complexă. Este un roman în care n-ai să poți să găsești dialoguri siropoase, dialoguri în stilul american, acolo unde cărțile se citesc și în metrou. Sandro Veronosi mai este de întâlnit în specialitatea cu lucrarea Forța trecutului, distinsă de asemenea în anul 2000 cu premiul Campiello. Este o carte de referință inclusiv pentru literatura postmodernistă a Italiei, anii 50-60, în inima provinciei italiene, două lumi paralele. De o parte, șantierul, un petic de pământ, un petic de pământ degradat, locuit de cei urâți, murdari și răi, care supraviețuiesc la marginea boom-ului economic. Aici se va refugia și Salvatore, un băiețel fugit din orfelinatul îngerașilor, iar autorul, atunci când vorbește despre orfelinatul îngerașilor, îl folosește întotdeauna la persoana întâi singular, folosește, nu-i folosește pluralul la măicuțele care sunt acolo, le decriptează pe acestea spunându-le numai la persoana întâi singular, special, și veți vedea dacă veți citi romanul lui Sandro Veronosi, că această capitulare la persoana întâi singular, de fapt, este esența cărții. În orfelinatul îngerașilor își va găsi profesorii precum bătrânul Homer și Micina, și apoi un prieten elev în Pampa, un copil singuratic și sălbatic al aceluiași destin pecetuit. Un destin căruia nu-ți oferă posibilitatea. Sunt foarte multe, e undeva la o limită cu filozofia acest volum. Apare inclusiv Fecioara Maria prin dedublările sale în misticismul adolescentin, dacă pot să-i spun. Este o lucrare, cum vă spuneam, fără alte dantelării artistice, este directă, dar cu o filozofie bizantină, dacă i-am putea spune aici, și trecem pe filozofia bizantină, deoarece știți că am avut și aici în inimă de carte părți din filozofia bizantină. Le veți regăsi aici. Misionarismul Eritreei concordă întru totul cu principiile salvatoare ale ajutoarelor post celui de-al doilea război mondial. Părintele Spartacus este un lucidificator al bisericii pe care o păstorește acesta, un modernist actual, din pelerina căruia reiese idealurile conjugate ale omului pe sanctuarul creației pământești. Iată și o schiță în demonstrația spuselor, o schiță care, înainte de a vă spune, aș vrea să vă dau inclusiv, cartea bate către Dante Alighieri cu Divina Comedie. Începutul debutează cu: nu s-o sândiți să zacă în cetate dacă îi urăște judecata sfântă, ori dacă nu, atunci la cei mai bate infernul, capitolele 11, aliniatele 73 și 75. Predicatorul simți că explodează de entuziasmul care mocnise în el ani de zile. Resursele modeste îl împiedicaseră mereu să dea curs mulțimii de idei și de proiecte adunate în mintea lui, dar pe care acum avea posibilitatea să le realizeze. Proiecții care, așa cum vă spuneam, sunt ascunse și de-abia spre capitolul 13, care e și finalul capitolului, din simbolistică, 13 este un număr destul de ciudat în viața preoților. N-aș vrea să intru mai mult în simbolistica cifrelor. Singurul prieten a celor care trăiește clandestin este instinctul. Iar Pampa, dizolvând cutreierarea mitosului, a fost nevoit ulterior să o și înțeleagă. Instinctul și nimic altceva, singurul prieten al lui Pampa, singurul tovarăș care nu l-ar fi părăsit niciodată, care n-ar fi intrat niciodată într-o fabrică cerându-i să rămână afară și n-ar fi murit niciodată lăsându-l singur, care l-ar fi condus mai degrabă în orașul ostil, atrăgându-l spre punctele precise acțiunii exacte, alungând din el paraziții amintirilor care continua să-l dorească mort. Instinctul care, pentru orice problemă, ar fi sugerat o soluție și pentru fiecare gest ar fi însoțit senzația că reprezenta unica posibilitate. Așadar,
Arde Troia de la Rauă în ultimul ceas.